Este joi, deja prânz, nu aveam de gând să fac un vlog astăzi, dar trebuie să-mi ajungă un pachet, tocmai din Suedia, cred că știu despre ce este vorba. Am dat repede o fugă până acasă și cred că astăzi o să fac primul meu unboxing pe acest canal. Să vedem acum dacă este exact pachetul la care mă așteptam să fie. Încă ceva, pachetul are aproximativ 30 de kg, este adus de către cei de la DPD Curier. Sper să nu am vreo problemă și să mi-l aducă la ușă, pentru că altfel trebuie să urc 30 de kg 4 etaje. După cum vă ziceam mai devreme, mi-a venit un colet de la DPD. Am avut câteva probleme cu curierul, ca să zic așa. Nu am vrut să mi-l urce. Are aproximativ 30 de kilograme, nu cred că puteam să-l urc singur. Dar până la urmă, la insistențele mele, dar și probabil așteptând ceva de la mine, m-a ajutat și l-am urcat amândoi sus. Nu am mai făcut până acum niciun unboxing. O să fie primul care îl fac. Sper să fie ok, da. Nu știu. Să-i dăm drumul. Cred că o parte din voi deja v-ați dat seama despre ce este vorba. Pentru cei care nu și-au dat seama, nu o să spun încă, dar o să vedem imediat pentru că fac unboxing-ul. Cutter-ul și cred că atâta o să am nevoie. Să-i dăm drum. Grea rău e. Este exact ce mă așteptam. Îl aștept de ceva timp, de aproximativ o săptămână, două săptămâni de zile, cred. Este vorba de un scaun. Și este vorba mai exact de DX Racer. Pot să vă zic de acum că este foarte, foarte bine împăturit. Bine, sper să nu aibă vreo problemă, pentru că dacă are vreo problemă trebuie să-l trimit tocmai în Suedia. Picioarele, destul de grele picioarele. Mai avem înăuntru, ăsta e suportul lombar. Este destul de moale. Suportul de cap. Ok, asta e ultima parte, unde să mai punem și pasta. Mai este o cutie, probabil sunt șuruburile și accesoriile. Da, mai mult ca sigur. Opa! Sunt destul de plăcut surprins. Din cauza asta sunt și așa atât de grele. Asta este tablă. E fier. Auzi. Picioarele de la scaunul pe care l-aveam înainte erau din plastic sau ceva de genul ăsta. Suportul de cap. Asta. Suportul lombar. Pot să vă zic că este foarte grea. Destul de moale. O să-l și testez cum îl montez. Haideți să vedem ce e în cutia asta. Avem manualul cu câteva șuruburi, sunt destul de puține. Nu e foarte gros, deci înseamnă că se instalează ușor, deci n-am nevoie de el. Deci sunt doar atât de puține șuruburi. A, sunt deja instalate foarte, foarte tare, nu vine să cred. Deci șuruburile sunt deja puse unde ar trebui să fie și atunci astea sunt de backup. Foarte mișto, foarte mișto. Ce mai avem aici? Asta presupun că vine lateral. După ce se montează. Rotile. Așa. Niște prostii de plastic. Hai cu focus. Astea o să vină pe roata asta. în găurile astea de aici. Ok. Nu avem nevoie de el acum. Niște cani. Astea vin ca să acopere jos. Ou. Ok. Nici de asta nu avem nevoie acum. Ce mai avem aici? Nici nu avem vaselină pe el. Sau ceva. Cred că până la urmă o să am nevoie de manualul ăla, că nu prea știu cum se instalează astea. Sau o să încerc să-mi dau seama. Și cam astea sunt toate accesoriile. Haideți să vedem cum scăpăm de cutia asta de aici, ca să putem să-l montăm. O să păstrez totuși manualul la îndemână. Cred că o să am nevoie. Sper să nu am nevoie, dar cred că o să am. Nu sunt foarte priceput la asta. Dar îmi bag nasul în orice. Să continuăm. Ce urmează? Cred că asta. Probabil. Nu? Nu vine acolo, sigur. O să deschid totuși manualul. Manualul fiind asta. Atât. Deci ar trebui să fie ceva foarte simplu. Deci să începem. Și că ar fi trebuit să pun prima oară să le leg astea două bucăți mari. Ok, nu contează, l-am făcut și pe ăla. Deci ăsta ar trebui să o pun aici, în asta. Am nimerit-o din a doua încercare. Mi-e frică puțin să mă așez pe el, dar și acum cam astea sunt toate părțile. Momentul adevărului. Ia ochelari. O, da. Partea de sus nu este ok. Da, e mult mai ok, cred, pentru mine așa. Da. N-are un joc foarte mare. Și acum să ne lăsăm și pe spate. Este o manetă, nu știu dacă se vede aici, în dreapta, în care dacă tragi, ăsta este maximul. A troznit ceva, nu știu dacă e ok. Cred că este ok. Trebuie să mă dau mai într-o parte așa puțin. Aș putea să dorm pe scaunul ăsta, lejer, fără niciun fel de problemă. În rest, ce să vă mai zic despre el? Mânerele, din ce știu eu, ar trebui să se poată ridica. Da, este în lateral aici o manetă de care dacă tragi poți să-l ridici mai sus, ca să sunt destul de confortabile. Iar dacă tragi, îl lași la ce nivel vrei. Este foarte util ca să poți să faci scaunul sub masă. Așa, și din ce știam eu, se mai puteau roti. A, da. Deci le poți învârti cum vrei. Dacă vrei să stai ceva de genul ăsta, sau drept, sau cu mâinile crăcite, așa, este foarte confortabil, este destul de tare, pare rezistent, în rest nu știu ce să mai zic despre el. Este un scaun, nu știu ce review aș putea să fac despre un scaun. Te poți învârti, îl poți ridica și apoi te poți lăsa pe jos, iar îl poți ridica, te poți lăsa cu el pe spate, poți să te uiți la un film sau ceva de genul ăsta, iar îl poți ridica. Este puțin, nu știu dacă este modelul ăsta sau din cauza părții lombare. Nu se pare că am mai descoperit ceva. Mânerele astea le poți da ori mai în spate, ori mai în față. Deci, odată le poți regla pe înălțime, le poți da stânga-dreapta, dar și în față și înainte. Foarte tare. Partea asta lombară este destul de tare, părea mai moală la început, mă deranjează puțin, dar având în vedere că nu sunt o persoană care stau perfect drept la calculator, cred că mi este destul de utilă. Cam atât. Pe această ocazie țin să mulțumesc celor de la DX Racer, DX Racer Europe, pentru acest scaun. O să las undeva în descriere mai jos link exact către scaunul ăsta. Este un scaun din seria R Series, ceva de genul ăsta. Oricum, v-am zis, o să las mai jos în descriere exact link. Este foarte confortabil, foarte mișto. Cam atât cu vlogul de astăzi, primul meu unboxing mai exact. Sper că v-a plăcut. Scaunul îl recomand, este printre cele mai bune, mai ales dacă stați foarte mult la calculator. Și gata cu vlogul, că să nu mai lungim, că nici nu mai știu ce să mai zic. Și cel mai important este, nu uita să zâmbești. Ceau, pa!